Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O pictură pe zi. Astăzi vreau să pictăm o picturică super simplă, după o mică absență de cam o săptămână în care nu am putut să postez datorită unor evenimente în viața personală care mi-au ocupat absolut tot timpul. Am revenit cu o picturică super super simplă pe care o putem picta cu toții. Vom folosi vopseluri acrilice, vom folosi un carton pânzat de dimensiune 18x24 cm, și vom dilua cu apă. Pentru fundal voi folosi un maro, un auriu mai închis și un auriu mai deschis și un pic de alb. Dacă nu aveți auriu, o culoare așa sclipicioasă, puteți folosi un galben închis, un ocru și un galben mai deschis ca să faceți degradeul de la maro spre galben muștar, spre galben normal și după aia cu alb îl deschideți spre partea dreaptă. Am la voi mare rugăminte, în caz de nu ați făcut-o, să vă abonați, să apăsați clopoțelul de notificări, dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez. Eu, în general, și acum am revenit la normal, postez cam o zi da, o zi nu, deci cam 15-16 videoclipuri pe lună postez și mă adresez în principal începătorilor și în cel mai bun caz, eu știu, artiștilor sau pictorilor cu sau de cunoștință de nivel mediu. Deci, în principal pentru începători, puteți să nu aveți fel de experiență, mă puteți urmări și dacă pictați cu mine și încercați, vă promit și vă garantez că veți învăța să pictați cu toții, indiferent de vârstă și indiferent de nivelul la care sunteți sau la care nu sunteți, pentru că nu aveți niciun nivel, sunt la început. Bun. A, și de asemenea, apăsați clopoțelul de notificare, am spus, și butonașul de like, dacă vă place cum a ieșit picturica de astăzi. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, le puteți lăsa în comentariile de mai jos, îmi place foarte mult să interacționez cu voi. Și de asemenea, dacă vreți să-mi trimiteți pozici cu picturările pe care le-ați făcut, puteți să o faceți pe Instagram sau pe Facebook, o să vă las link-ul în descriere. Dar în principal pe Facebook, am un Facebook pe care postez mai des și pe care îl folosesc mai des și îmi puteți trimite acolo. Aveți link-ul în descriere. Puteți intra, aprecia pagina și mă puteți urmări și acolo. Bun. După ce s-a uscat fundalul, pur și simplu amestec niște maro care l-am folosit pentru degradeul meu din partea stângă, cu negru și cu o pensulă liner cu vârf ascuțit. Este o pensulă foarte subțirică pentru trasa linii, după cum spune și numele, ținând pensula de undeva din partea de jumătate spre coadă, adică cât mai departe, trasez multe, multe crenguțe care sunt un pic mai groase la bază și apoi, în timp ce merge spre vârf, se subțirează din ce în ce mai mult. Ca să putem trasăm așa subțire, este nevoie să diluăm cu apă vopseaua sau culoare pe care o folosim. N-aș putea să vă spun exact câtă apă să folosi, pentru că nu e un gramaj sau eu știu exact. O să vă dați voi seama în timp ce o să tot exersați, o să vă dați seama câtă apă e suficientă ca să fie încă culoarea pigmentată și în același timp să puteți trasați liniuțe subțirele. Iar pensul am ținut-o de la jumătate sau mai de departe de jumătate spre coadă ca să pierd controlul. Practic, dacă țin pensula ca pe creion dinspre vârf, voi trasa niște liniuțe care sunt un pic, nu știu, neplauzibile, nerealistice. Pe când dacă o țin mai de sus, mai dinspre coadă, pierd controlul, mâna tremură, dar tremuratul mâinii creează niște crenguțe și niște linii mult mai frânte, să zic așa, și mult mai realistice. Cam asta este logica. Și următorul pas este să facem bobițele cele roșii din crenguțele noastre. Pur și simplu am luat un roșu și fac mai multe bobițe de dimensiuni diferite în mai multe locuri de pe crenguțele noastre și apoi o să pun cu un pic de alb, după ce se usucă roșu total, cu un pic de alb o să pun niște zăpadă, așa pur și simplu pe ele. Această picturică este foarte bună și pentru o felicitare, dacă vreți să faceți o felicitare do it yourself, handmade, o felicitare făcută personal, pe care să o trimiteți cuiva drag sau nu știu cu ce motiv ați vrea și cu el vreau să o trimiteți, o puteți picta foarte frumos, este un cadou foarte frumos, puteți scrie în dreapta unde a rămas loc liber Crăciun fericit, sărbători fericite, o urare, ceva de genul ăsta, sau pe spate, la fel de bine. Nu știu, mi se pare o picturică foarte simplă de făcut și foarte
potrivite pentru o, pentru o felicitare. Oricum, cam asta este picturica de astăzi. O să continui să fac aceste bobițe roșii și apoi o să pun cu niște alb un pic de zăpadă pe partea superioară a lor. Sper să vă placă, nu uitați să vă abonați în caz de n-ați făcut-o, să apăsați clopoțelul de notificări, să apăsați butonașul de like și de asemenea să distribuiți. Dați un share dacă puteți prietenilor voștri pe Instagram, pe Facebook sau unde aveți voi conturețe pe social media, mă ajută enorm de mult să ajung la cât mai mulți dintre voi și de ce nu pe cât mai mulți dintre voi să-i ajut să înceapă să picteze. Pentru că v-am spus, pictura este pentru toată lumea, pentru orice vârstă, pentru orice statut social, nu contează, nu face discriminare, nu are nicio importanță. Și ideea este că noi ca și ființe suntem niște ființe oricum create în jurul creativității, dacă pot să spun așa. Avem în noi o latură foarte puternică care este axată pe creativitate, pe dorința de a crea chestii, lucruri, indiferent de domeniul în care am creat ceva. Însă din nefericire în viața de azi, în ziua de azi, în timpul ăsta moderne pe care le trăim, prea puțin mai accesăm a noastră latură creativă și treaba asta nu este ok, pentru că de acolo ne putem lua foarte multă relaxare, foarte multă deconectare. E un lucru minunat și vă recomand, dacă puteți, să încercați, să vă lăsați un pic de timp și din când în când, când aveți nevoie să vă relaxați, să vă pierdeți în ceva creativ și ceva care să vă pună în legătură cu sufletul vostru interior de artist, să pictați. Sau să faceți orice altceva legat de artă. Nu știu, colorit, cântat, orice. Exemple sunt sute. Bun, cam atât am vrut să vă spun, o să continui să fac picturica de astăzi, vă urez spor la pictură, baftă multă, rămâneți creativi, vă aștept comentariile mai jos în secțiunea de comentarii sau pe Instagram sau pe Facebook, unde postez mai des pe Facebook, și cam atât. Spor la pictură, baftă multă, să aveți o săptămână minunată, un început de iarnă minunat, sărbători fericite pentru Crăciunul care ușor, ușor se apropie și o să ne reauzim și o să ne revedem data viitoare cu un nou tutorial. Până atunci, pa, pa!